Gheorghe Mărculescu este semnatarul acestei sesizări prin care expune unele fapte care au avut loc în cadrul păstrăvăriei înființată de Obștea Peștișani. Potrivit celor sesizate, anul trecut, în perioada august-septembrie, a fost eliminată o cantitate de peste 3 tone de păstrăv mort. O parte din această cantitate ar fi fost dată ca hrană pentru urs, iar o altă parte ar fi fost îngropată de angajații păstrăvăriei. Din punctul meu de vedere, eu cred că acești pești sunt doar pentru morți, doar pentru a acoperi, după părerea mea, cantitatea de pește care a fost luată așa, așa. Asta, bineînțeles că nu pot să demonstrez. Este părerea mea, da. La toate aceste acuzații, reprezentanții păstrăvăriei susțin că sunt doar aberații. Cantitatea pe care vă referiți dumneavoastră este pe întregul an. Deci sunt mortalitățile la păstră pe întregul an, deoarece temperaturile în lunile iulie și august au depășit 35-40 de grade, apa a fost foarte puțină și a fost și infestată cu suspensii de botorină, de benzină, de ciment, având în vedere că în acea perioadă am avut în construcție niște drumuri de fonduri europene pe măsura 125B. Tot aceste factori au concurat și au contribuit la moartea acestor pești. S-au întocmit documentele legale, o comisie formată din 7 persoane. Cu toate acestea, o comisie din cadrul Direcției Sanitar Veterinare Gorj a mers astăzi la fața locului pentru a efectua o anchetă prin intermediul căreia să scoată adevărul la lumină. Am primit o sesizare de la un cetățean din localitatea Peștișani referitor la niște fapte petrecute anul trecut la Obștea Peștișani, respectiv o anumită cantitate de păstrăv a murit și a fost îngropată în jur de 2000 de kilograme, iar 2000 de kilograme date la un fond de vânătoare și în jur de 1000 de kilograme a fost îngropat. Am instituit în dimineața aceasta o comisie formată din 4 medici veterinari, au plecat la fața locului, așteptăm rezultatele anchetei. Proprietarii obștii aveau obligația de a anunța Direcția Sanitar Veterinară Gorj în momentul în care au înregistrat mortalități în păstrăvărie.